Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. NCN. Bine te-am regăsit, Tiberiu. Bine v-am regăsit și eu, în alt spațiu, altă locație. Am venit astăzi la Tiberiu pentru a vorbi despre aliniamentul postural. Spune-mi, te rog frumos, ce înseamnă practic aliniamentul postural? Postural alignment este un concept creat de tot Tiberiu, îl cheamă Vintilăriu de la București, un prieten bun. El în sine este făcut pentru, un program este pentru zilele noastre în care stăm foarte mult la birou, stăm foarte mult în mașină și atunci nu mai avem activitate fizică cum aveam odată și atunci apar diferite probleme de spate, de genunchi, la nivelul shoulder-urilor, până și la nivelul umerilor, umerii aduși în față, capul, forehead și un pic. Și programul în sine ajută foarte mult să redobândim postura noastră dreaptă, care, dacă avem o postură corectă, consumă mai puțină energie. Deci avem mai multă energie pe parcursul zilei să facem celelalte lucruri. Bun. M-ai pus la perete. De da. Ce? Este un panou pentru... La acest panou facem evaluarea. În urma unei evaluări stabilim care sunt problemele pe care le vedem noi. Țin să precizez că nu suntem doctori. Este o altă alternativă la anumite probleme pe care le descoperim. În baza acestui panou urmărim niște linii, niște așezări la nivelul bazinului, la nivelul umerilor, gleznele, după care mai facem un mers și o coborâre în pilates. În funcție de aceste lucruri le analizăm într-un program și vedem care sunt problemele și de acolo personalizăm programul. Care sunt cele mai frecvente probleme pe care le observați? Cele mai frecvente probleme sunt ca și cum, adică ce se întâmplă și la o casă, dacă fundația nu este bună și casa are de suferit. Cel mai mult găsim la nivelul picioarelor, tălpilor, gleznele căste în interior, bolta plantară inactivă, genunchi aduși în interior, așa zisele scolioze, care nu sunt niște scolioze, sunt mai mult o deficiență musculară, o parte mai contractată, una e mai slabă, cifoze, lordoze și forehead. Și cum rezolvați aceste probleme? Pentru că, așa cum ai spus tu, nu sunteți medici. În primul rând, e vorba de conștientizare, care e foarte importantă. E vorba de tensionare, de stretching și anumite exerciții fizice pe care le facem pentru a întări musculatura de care e nevoie ca să ne susțină poziția cât mai corectă. Dacă ai observat, de exemplu, o lordoză, există un protocol, niște exerciții pe care, pe care le lucrezi? Avem un anumit tip de exerciții pentru lordoză, să zicem, dar nu lucrăm. Lucrăm global, pentru că lordoza nu vine doar la nivelul spatelui, sunt anumite probleme și de cum mergem, dar fiecare e diferit. Și atunci, ușor, pe lângă protocolul acela, trebuie să adaptăm anumite exerciții, să schimbăm, să adăugăm în funcție de fiecare. În funcție de fiecare, dar poți să ne spui așa în medie cam cât timp durează să corectăm o problemă? Programul în sine e creat pentru 10 ședințe. Fiecare ședință se desfășoară în parcursul unei ore jumătate. În cele mai multe cazuri, pachetul de 10 ședințe e suficient. Sunt cazuri mult mai grave, unde probleme mult mai accentuate, unde trebuie să lucrăm un pic mai mult. Bun. Observ o problemă la mine? Va trebui să facem un video. Ok, trecem peste video. Mi-arăți cam ce ar trebui să lucrez eu acasă? În prima fază cu tine, cele 10 ședințe, și ce ar trebui să lucrez apoi acasă? Da, cei care intră în program au și temă pentru acasă, undeva la 10 minute pe zi, de făcut un stretching pe anumite părți ale corpului. Dar putem face, să-ți arăt un pic de detensionare, un pic de relaxare. Perfect, te rog. Hai să lăsăm microfonul și trecem jos. O să detensionăm gamba, piciorul stâng să-l ținem îndoit, piciorul drept îl ținem pe rolă și o să ne ajutăm cu mâinile și rulăm pe toată suprafața gambei, interior, exterior. Putem lăsa microfonul jos, exersăm un pic. Și interior și exterior. Fesierul. Ne lăsăm pe partea dreaptă. Și în piciorul stâng ne împingem, dar doar pe porțiunea fesierului. Bun.
Fesierul este unul dintre cei mai puternici mușchi, care în momentul zilelor noastre e destul de inactiv la cât de puternic este el. Și asta e o cauză a posturii greșite. Ok. Mai facem pe o zonă, quadriceps, o zonă care e destul de tensionată. Așa. O să te rog să stai pe antebraț. Cop sau să împărțim în trei zone, sus, la mijloc și jos, și o să facem pe prima zonă, da? Și insistăm pe prima parte. Ok. Cât este de important să lucrezi cu un antrenor? Un program postural e destul de important pentru că ajută la conștientizarea lucrurilor care le facem în timpul antrenamentului, la conștientizarea posturii, ne ajută să nu ne ducem cu gândul în altă parte și să nu mai fim atenți la ce facem, e foarte important. Lucrul ăsta este o parte a programului pe care se bazează conștientizarea și implicarea omului în program. Fără el nu am putea să merg prin nimic. Programul acesta lucrează doar cu exerciții sau se merge și pe alimentație și pe stil de viață? Nu, se lucrează mai mult cu exerciții, parte de stretching, parte, cum am zis, de conștientizare, un pic de interiorizare, pentru că și problemele noastre de zi cu zi ne afectează postura. De aici o să vreau să băgăm pieptul în față, ridicăm ușor bazinul și încercăm să arcăm coloana și capul să-l ducem pe spate, dar bărbia rămâne în piept. Vrem să alungim. Un lucru destul de interesant cu vorbul este și faptul că unele persoane o să crească un centimetru, doi, din cauza că stau cocoșa sau ceva, că se îndreaptă mai ușor. Adică putem câștiga un centimetru în mers? Da, se poate. Ok, ne relaxăm. Partea mea preferată este lucrul cu cărămida la sfârșit, în care ne relaxăm. Vreau să te așezi pe spate. Perfect. Brațele pe lângă corp. O să vreau să ridici bazinul. Bun. Să punem cărămida sub sacru. Bun. Palmele rămân spre tavan. Ok. Și de aici întindem ușor câte un picior pe sală și celălalt. Și vreau să-mi spui dacă te doare. Nu e relaxant la început. O să stăm așa un minut. Aici chiar stăm un minut. Și o să spui după. Asta e o parte de final. Unul din finalul antrenamentului pe care îl folosim. În momentul ăsta ar trebui să fie liniște, să fii tu cu tine, să conștientizezi tot ce ai făcut în timpul unei ședințe de postural. Da, pentru că plank-ul propriu-zis e făcut peste tot în sală, peste tot acasă, nu contează, dar sunt anumite posturi în care dacă nu le ținem corect, nu lucrează musculatura care să ne ajute pe noi pentru postura. Ne întărește într-adevăr abdomenul sau brațele sau de multe ori nu ținem fesierul încordat, nu avem spatele drept, e arcuit în zona lombară sau e foarte arcuit spre tavan, în partea toracală, capul băgat în piept, ceea ce, dacă ținem capul băgat în piept, ne contractă mult mai tare scalenii și sternocleidul și atunci avem forehead și noi încercăm să evităm. Cât e mai aplicat capul în față, cu atât aplică o greutate mai mare pe cervical și asta, în timp, o să ne dea dureri destul de mari. Cred că mi-e mai bine cu microfonul în mână. Da, apar. Ședințele nu sunt grele, dar sunt anumite lucruri care ne fac să consumăm multă energie, cum ar fi conștientizarea, cum ar fi să ținem o poziție corectă. Pare foarte ușor, dar este mult mai solicitant decât poate un antrenament. Un antrenament este solicitant din punct de vedere fizic, un antrenament de postural poate fi solicitant din punct de vedere și psihic și spiritual, poate fi din mai multe puncte. Dar totul e o experiență, cine vine și încearcă poate să spună exact ce se întâmplă. Poți să dispară durerile de spate? Da. În mare parte eu unul mă concentrez mai mult pe durerile
oamenilor. Și plan secundar, postura. Dacă rezolv cât de cât problemele, durerile pe care le au, sigur se îndreaptă și postura. Acum nu ține numai de mine, mai ține și de fiecare persoană cât de conștientă și cât de mult își dorește să schimbe postura. Dar sunt persoane care au scăpat de dureri de spate foarte mari, sunt persoane care au reușit să respire mult mai bine, care au reușit să-și controleze atacurile de panică după câteva ședințe. Sunt persoane care schimb, nu toate schimbă atitudinea. O postură corectă sau o postură cât mai corectă schimbă și atitudinea și starea de spirit. E total diferit față de un antrenament fizic. Perfect, îți mulțumim foarte, foarte mult pentru toate informațiile pe care le-ai oferit astăzi. Mă bucur și te aștept la program. Iar noi să ne revedem sănătoși și cu spatele drept.